Bună ziua! Stimate domnule președinte al Parlamentului, onorat plen, atenție dumneavoastră, se propune spre aprobare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost elaborat de către Agenția Turismului în colaborare cu principalii actori din domeniu, în scopul perfecționării legislației țării în conformitate cu cerințele pieții, ajustate la standardele internaționale, facilitării desfășurării activității turistice în Republica Moldova, sporirii nivelului de protecție a consumatorului de servicii turistice, îmbunătățirii mecanismului de evidență statistică în domeniul turismului de Republica Moldova. Prezentul proiect de lege prevede operarea modificărilor în legea numărul 352-16 din 24 noiembrie 2006, privind organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, legea numărul 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în anexă la legea numărul 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, legea numărul 764-15 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, contul contravențional al Republicii Moldova numărul 218-16 din 24 din octombrie 2008. Stimați deputați, aș dori la început să menționez că modificările propuse sunt așteptate de industria turismului de mult, încă din anul 2010, dar nu am dorit să venim cu modificarea în legea de bază a turismului doar prin prisma schimbării denumirii Autorității Centrale de Specialitate de Ministerul Culturii și Turismului în Agenția Turismului. Dar ne-am propus să modificăm și să completăm unele prevederi care ar stimula activitatea turistică a Republicii Moldova și ar mări defalcările provenite din activitatea turistică în buget.